Ascultarea trebuie conștientizată. Nu poate fi vorba despre o ascultare din asta ostășească, o ascultare oarbă, nici în lume, nici în mănăstiri. O ascultare trebuie văzută că este voia omului celui vechi, este ultima cetate din inima omului celui vechi, care în momentul în care pășește pe poarta mănăstirii și se răstignește, vedeți că și monahismul este tot o răstignire. Să vedeți o slujbă de călugărie, cum candidatul la călugărie stă cu mâinile întinse, răstignit în fața Sfintelor Uși și făgăduiește înaintea lui Dumnezeu că va trăi în feciorie, că va trăi în ascultare, că va trăi în sărăcie. Și părintele îi spune, vezi cui te făgăduiești. Vezi cui, că, pentru că se făgăduiește, are libertate să se făgăduiască, să se călugărească sau nu. Vedeți, vorbim de libertate. Și mai mult decât atât îi spune că în toată această cruce a monahului, că vei fi, poate vei fi neînțeles, că vei fi ocărât, că vei fi dosădit, că vei fi prigonit și că în toate acestea se vor întâmpla, bucură-te. Să poți să te bucuri, că atunci când duci o astfel de cruce. Mi-a plăcut, și revin la ascultare, mi-a plăcut un cuvânt din Pateric atunci când la un călugăr venea diavolul și căuta să-l ispitească tocmai cu ceea ce a spus, cu lipsa de sens, cu lipsa de rost. Spunea, ce faci tu aici în chilie? Ce faci tu aici între patru păreți? Și atunci călugărul era cât pe ce să cadă. Și a venit Îngerul Dumnezeu și a spus, când vine să te mai întrebe Duhul cel rău, să spui, păzesc pereții de dragul lui Hristos. Și spune, mi-am dat seama că uneori și în lume, și monahismul păzește uneori pereții de dragul lui Hristos, pereții unei familii, ca să meargă până la capăt, pereții unei societăți care se clatină, pereții unei mănăstiri, eu știu, pereții unei lumi care nu mai știe de frumusețea ortodoxiei. Fiecare în locul nostru păzim pereții bunei cuvințe. Ei, monahul se dăruiește, dar dacă el înțelege că dăruirea aceasta este tocmai respingerea voii omului celui vechi din trânsul, omul prin voia omului, omul a căzut. Toate răutățile omului vin prin urmarea voii lui, prin urmarea egoismului lui. Eu știu, eu fac, prin închinarea la eu. Și atunci tocmai ascultarea vine prin vindecarea sufletului de voia aceasta pătimașă, de alipirea aceasta pătimașă de sine. Și atunci când înțelegi lucrul acesta, ascultarea nu mai este robie, nu mai este un lanț, ci este cheie, cum spunea și Părintele Paisie, este poartă care deschide inima către văzduhul, către tărâmul lui Hristos. Dacă vedem așa ascultarea, iar în lume, spune că nu suntem chemați neapărat să facem ascultare ca și călugării. Pentru că mulți din lume ar vrea duhovnici care cumva să le satisfacă micile lor capricii, care să le împlinească. Și așa caută un duhovnic, care să împlinească voia lor. De când duhovnicul ar trebui să fie o oglindă, așa cum te uiți o oglindă și te vezi dacă ești îmbrăcat frumos, așa ar trebui să-ți privești sufletul în oglinda duhovnicului. Nu să spună neapărat ce-ți place. Sau să nu fie neapărat un atașament bolnăvicios, că este spovedanie, o terapie, este, dar este mai mult de atât. Trebuie să te lege de Hristos, nu să te lege de duhovnic. Pentru că uneori avem noi așa o liniște în suflet, fac un anumit lucru și am binecuvântarea duhovnicului. Și la toate mărunțișele vieții noastre am binecuvântarea duhovnicului. Dar ceea ce ar trebui să facem în primul rând este să ne limpezim sufletul, să avem discernământ, să putem alege noi cu picioarele noastre, pentru că la judecată Hristos ne va întreba ce am făcut noi. Iar ceea ce dă duhovnicul cel mai mult, nu neapărat să te lege de el, darul cel mai mare este cel al libertății. Dar o libertate nu trăită haotic, o libertate îndreptată către Hristos. Duhovnicul nu leagă neapărat, nu te leagă printr-o ascultare de el. Duhovnicul îți dă un duh, îți dă un aer duhovnicesc, ceea ce schimbă în viața ta. Iar diferența aceasta spune că eu nu trebuie să merg la duhovnic pentru că mă duc la medicul psiholog. Diferențele acestea, nu suntem noi, cred că, nici primii, nici ultimii care și-au pus problema asta. Sfântul Vasile cel Mare, vă dați seama, prin anii 300-400 și-au pus problema și-au spus să dăm cele ce țin de trup doctorului și cele ce țin de suflet să dăm preotul și biserici.
Și fiecare lucrează, fiecare, nu putem învinui nici pe unul, nici pe altul, fiecare cred că lucrează la binele omului, cu mijloacele specifice și cu roadele specifice. Roadele se văd, cu roadele specifice. Dar în duhovnicie, în spovedanie, este duhovnicul și ucenicul și mai este cineva. Iată, eu sunt doar un martor, ca să mărturisesc înaintea lui ceea ce îmi vei spune mie. Este Hristos în fața căruia te mărturisești și care acoperă cumva și poate stângăciile duhovnicului și rușina și frica celui care vine la spovedit. Pentru că s-a pus problema dacă se mai face o ascultare așa cum se făcea înainte. Înainte se făcea ascultare, într-adevăr. Citim în Paterică, un avă a pus un lemn și l-a udat 3 ani de zile. L-a udat, se ducea dimineața și uda și se mai întorcea odată și era gata, era seară. Într-o zi și peste 3 ani de zile a înflorit un lemn uscat. Ei, nu putem să-i cerem asta. Am văzut acolo în Pateric și probe de ascultare, dar am văzut și probe de sfințenie. Am văzut și probe de sfințenie la duhovnici.